Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de FIFA 13 Career Mode Cubia Pro-ul nostru, mă rog, sau cum vreți să-i spuneți. N-am mai postat de foarte mult timp din cauza că a început școala și nu mai am atât de mult timp ca înainte să postez. Dar probabil că în timpul weekendului o să postez un episod și după aia o să mai fac încă un episod în weekend pe care să-l pun în timpul școlii, în timpul săptămânii când o să am timp. Ideea e că toată lumea mi-a zis să plec și am avut o perioadă exact în următoarea zi după ce am simulat, am avut o perioadă de la Everton, am plecat, welcome to the team, la la la, nu contează, dar ideea este că am ajuns la Everton, am ajuns într-o ligă mult mai puternică decât era liga întâi, bineînțeles, dar echipa nu este, avara, nu pot să spun că este cea mai mare sau printre cele mai mari echipe din Anglia în acest moment. Pentru că sunt mult mai multe echipe care întrec Evertonul. Eu știu, știți voi foarte bine, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, cred că și Swansea aș putea să o numesc. Însă, am venit aici ca să mă lansez în fotbalul englez. Și primul meci l-am avut cu cei de la Fulham. Ei au avut o primă șansă, apoi cu ceva noroc mingea până la ajunge la tipul ăsta care a pasat, cred că era Miralas. Și totuși nu iese nimic în acea fază, nici ei la Everton, se pare că n-am scăpat de cele stupide centrări către nimeni. Însă echipa într-adevăr joacă mult mai bine, se vede că se poate și dacă nu mai fiu atât de mult. Aici am avut o șansă foarte, foarte mare, însă am ratat. Fellainic, o pasă foarte proastă și asta a fost cam ultima șansă de gol pe care am avut-o în acel match. Șansă de gol, cam cea mai importantă fază de la sfârșit, pentru că meciul a fost disputat doar la mijlocul terenului. A fost foarte greu să ajungem până la poarta lor. Următorul meci a fost cu Swansea, echipa de care vă spuneam, meci în Champions League, în campionat. Este cred că noi suntem pe 7 sau ceva de genul ăsta, din câte mi-am amintesc. Și na, oricum trebuie să mai scoatem niște puncte, poate vrem să poate reușim până la finalul sezonului să luăm și noi un loc de Europa League. Și în meciul cu Swansea am fost jucat pe postul de mijlocaș ofensiv, exact acolo unde face cel mai mult, și au venit câteva faze. Aici a fost o idee bună să pasă, nu a fost foarte bună. Au și o șansă foarte mare aici, Robinson a zis că să dea mingea să o rateze și mingea să ducă în poartă. Mă rog, până la urmă am avut încă o șansă foarte mare aici, șutul s-a dus direct în bară, o altă șansă foarte, foarte mare. Însă am pierdut mingea și aici, dintr-un noroc imens la mare, ujește să o marcheze, a fost mingea deviată de unul dintre fundașii noștri. Până la urmă am mai avut o șansă pe care a ratat-o, un șut peste poartă. Și apoi Boni pur și simplu și-a bătut joc de fundașul nostru și marchează cu un șut la colțul scurt, portarul nu mai avea cum să salveze mingea aia. Noi am avut încă o șansă mare aici, să am ratat totală puterea de cap și l-a fost pe poartă. Și meciul s-a terminat 1-0 pentru Swansea, un match care a fost dezamăgitor pentru că am avut multe șanse, n-au avut decât acea șansă prin care au și marcat. În meciul de cupă, Fulham returul nu a fost selectat din cauza slăminei care era destul de jos. Și până acum, la urmă, echipa a câștigat cu 1-0, am trecut mai departe în cupă. Însă a venit meciul cu Swansea, cu Southampton în campionat. Acolo, în prima fază, am avut o șansă mare să citez de acolo, însă culoarea a fost foarte proastă, Pinar nu reușește să țină de minge. Însă Southampton a avut mult mai multe șanse de a marca, iată aici o șansă imensă, nu știu cum a reușit să rateze. Însă până la urmă au noroc, nici aici Rodriguez n-a fost foarte departe de a rata. Însă și noi avem
șansă și reușim să egalăm, meciul se termină 1-1. 1-1 care cred că a fost meritat, însă Southampton incredibil, dar jucam mai bine decât Swansea. Swansea a fost tot acel meci a fost foarte, foarte slabă, nu prea au avut ocazii de poartă, au avut norocul ăla nesimțit și au reușit să marcheze. În meciul cu Northampton, cu Norwich, nu știu ce am de greșesc, meciul cu Norwich din cupă, am jucat pe zăpoadă, pentru că am primul meci care jucă zăpoadă pe acest pro, și a venit o fază foarte frumoasă, însă șutul a fost foarte, foarte prost, cred că a fost Bob Barnard și n-a fost tipul ăla care a dat în orice caz aici, o șansă mare, eu oricum citam peste poartă, însă puzese offside sau ceva de genul ăsta. Și ei până la urmă reușesc să marcheze prin tetei. Noi însă avem imediat după o șansă foarte mare, însă mingea lovește bara după ce a fost respinsă de portar lor și ei au noroc și prin Morrison reușesc să marcheze. Fac 2-0, minutul 87. Nu ne-a lăsat, a venit aici o centrare, apoi o recentrare de pe acea bandă și Pone, cred că Aruna, cum îl cheamă pe tipul ăla, a ratat foarte, foarte urât. Însă, aia e, n-ai ce să faci, mai să și pierd meciurile de genul ăsta în cupă, să sperăm că o să revenim. Însă am fost chemat la Naționala România, asta e foarte important. Cam atât din acest episod, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați cum am ajuns și ce ați apreciat de ce vă aștept la următorul episod. La revedere!